Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, iubiți frați și surori, îi sărbătorim astăzi în mod solemn pe Sfinții Martiri Năsăudeni. Atanasie Tudorai, Grigorie, Vasile și Vasile, așa după cum mai știm din calendar. Și sunt ocrotitorii eparhiei noastre pentru că, primindu-și viața, primindu-și martiriul, dăruindu-și viața lui Hristos pe teritoriul județului Bistrița Năsăud, care ține de eparhia noastră, ei au devenit și ocrotitori ai întregii arhiepiscopii. Și Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o însoțește în mod simbolic și profund, deopotrivă, conținutul cel mai relevant pentru ceea ce au însemnat ei în istoria bisericii noastre și, zicem, în istoria spiritualității noastre recente. Și anume, acest itinerariu de mărturisire și de martiriu care se constituie în sfârșit al acestei mărturisiri atunci, în vremuri de restriște, când creștinii ortodoși sufereau mult din pricina celor care nu le doreau binele și doreau să impună o altă credință pe meleagurile noastre decât cea ortodoxă a strămoșilor și a moșilor noștri. Și credem că această condiție a martiriului nu este izolată doar în istorie, cândva într-un anumit moment, ci are un caracter atemporal. Adică ea se potrivește în fiecare vreme, în fiecare epocă, și se suprapune chiar peste însăși viața noastră. Pentru că Domnul este Cel care a descris-o sub chipul acesta, vorbind despre vremurile de atunci, dar în felul acesta a suprapus-o peste întreaga istorie a creștinismului și, de ce nu, a suprapus-o peste viața noastră. Pentru că totul pleacă de aici. Când cineva se hotărăște să urmeze Evanghelii și să trăiască potrivit învățăturii lui Hristos, acest lucru nu va fi ușor și acest lucru, această decizie și acest comportament în consecință va provoca pentru mulți tulburare, iar tulburarea aceasta se va manifesta în atitudini neprielnice și dezaprobatoare față de comportamentul pe care cineva hotărăște să-l aibă în aceste circumstanțe. Hristos și Evanghelia Lui nu este o prezență confortabilă în istorie și, zic, în viață în general. Și lucrul acesta îl înțelegem lesne, de vreme ce învățătura Lui, suprapunându-se peste viață, se transformă într-o judecată tacită, dar adâncă, a comportamentelor noastre nepotrivite, la nivel individual sau la nivel comunitar. Adică Evanghelia mereu ne va aduce aminte, în eventualitatea în care trăim al minteri, că nu asta este varianta la care ne cheamă Dumnezeu și nu asta este varianta prin care noi respectăm viața și ne respectăm pe noi înșine în această succesiune, în această comunicare și colaborare pe care Dumnezeu o vrea de la noi atunci când ne dăruiește viață și ne așează într-o anumită geografie și într-o anumită istorie. Și acum fragmentul acesta evanghelic, descriind, ziceam, condiția aceasta de martiriu, de mărturisire și de oferire chiar a vieții pentru Hristos, aș împărți-o în trei momente, încercând o aplicare imediată și concretă în viața noastră. Și primul moment l-aș denumi sub chipul atenționării. Hristos ne atenționează. Și zice așa mai întâi, păziți-vă de oameni. E o anumită grijă pe care
Hristos ne-o indică și la care ne cheamă. O anumită precauție. Chiar și când e vorba de viața noastră religioasă, zice Domnul, să aveți grijă totuși. Să nu se întâmple lucrurile la hazard, la nivel de hazard. Adică, orânduiți-vă viața în așa fel încât, cât se poate, să nu provocați conflicte nenecesare. Să nu provocați situații, tulburări, pe care puteți să le evitați. Adică zice pur și simplu, păziți-vă. Păziți-vă de oameni, de unii oameni. Și mai ales, ne îndeamnă să fim atenți la oamenii pe care știm de felul lor conflictual și care au nevoie doar de mici stimuli pentru a porni atitudini dureroase, atitudini agresive față de noi, știindu-i, zic, persoane în consecință. Așadar, e un prim îndemn pe care ne-l face Domnul și continuă. Păziți-vă de oameni. De ce? Pentru că ce vor face ei? Vă vor urmări pe voi, vă vor calomnia, vă vor jigni. Și unde? Și în sinagogă, și în fața dregătorilor. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Și în spațiul religios, dar și în spațiul public. Fiți atenți la oamenii care sunt puși pe ceartă, care sunt puși pe gâlceală, care au, în modul lor de a fi, această dorință de a provoca tulburare, de a face rău, de a calomnia, de a jigni. Zic, este primul moment pe care l-aș numi atenționare în acest itinerariu al martiriului, zic, al mărturisirii și al martiriului pe care ne descrie Domnul în fragmentul evanghelic de astăzi. Cel de-al doilea moment este indicat sub chipul responsabilizării, sau cel puțin așa l-aș numi, responsabilizării. Și zice Domnul, atunci când se va întâmpla lucrul acesta, este timpul să mărturisiți. Ce să mărturisiți? Evanghelia și pe mine. El ne spune că dacă pe mine m-au urât, și pe voi m-au urât. De aceea, tot cel care urmează lui Hristos, s-ar putea să se întâlnească la un moment dat cu aceleași atitudini și cu aceleași reacții din partea celorlalți pe care le-a simțit și le-a primit însuși Hristos. Noi știm. El vindeca, El ierta, El îmbrățișa, iar ceilalți, sau unii, care nu puteau să primească această dragoste a Lui și mesajul pe care El l-a adus în lume, s-au comportat cu foarte multă răutate. Aș zice că pe cât mai multă bunătate din partea Domnului, pe atât mai multă răutate din partea omului. Adică totul se desfășura sub chipul acesta. Un raport, bineînțeles, nefiresc. Nefiresc și neechilibrat, sub nicio formă. Și atunci, partea a doua de responsabilizare, zice Domnul așa, dacă se vor întâmpla astfel de situații, este timpul să mărturisiți. Este momentul vostru. Este momentul vostru de glorie. În termenii aceștia, cred că descrie Evanghelia ceea ce se întâmplă în acest al doilea moment. Și zice, nu vă temeți. Voi fiți aceiași, nemișcați de ceea ce ați fost înainte. Indiferent de ceea ce se va întâmpla în jurul vostru. Mărturisiți-vă pe mine și Evanghelia. Și mai mult, spune ceva. Să nu vă fie teamă că n-aveți ce spune sau n-aveți cum să mărturisiți atunci când veți traversa momente mai delicate de genul acesta. De ce? Pentru că eu vă voi da gură și înțelepciune. Cuvântul de mărturisire în astfel de momente nu este al omului, ci el este al Domnului pe care el îl pune în mintea și gura omului. De altfel, făcând o paranteză, și în ce îi privește pe Sfinții Martiri Năsăudeni, dar în general pe cei care au suferit foarte mult și zic până l-aș da viața pentru Hristos. În momente de pace, cu siguranță și ei, așa cum ne gândim și noi, n-ar fi și n-ar fi în stare să rezistăm și ba mai mult decât atât să nu ne lepădăm de credință. Și haideți să ne gândim și mai aproape la cei care au mărturisit în temnițele comuniste. Mulți dintre ei au fost oameni slabi la început. Dar dacă Domnul a îngăduit ca ei să treacă prin perioade foarte grele, le-a dat și rezistență, le-a dat și cuvânt, le-a dat minte ca să știe cum să facă și ce să spună în momentele cele mai grele ale vieților.
În felul acesta putem vorbi de un Nicolae Steinhardt care scrie o carte, Jurnalul fericirii unde? Sau despre ce vremuri? Despre vremurile din închisoarea comunistă. Adică nu despre vremuri de pace la care mulți ar avea de spus câte ceva, sau cu referire la care mulți ar putea să scrie numeroase cărți, chiar romane, descriind în lux de amănunte frumusețea vieții. Asta înseamnă că Hristos, dacă îngăduie momente mai grele în viața omului, El este și Cel care dă înțelepciune, ca să știi cum să procedezi, și dă și cuvânt. Ca să știi ce ar trebui să spui, cum ar trebui să spui și când ar trebui să spui. Așadar, este cel de-al doilea moment, responsabilizare. Și zic, avem și noi nevoie de responsabilizare ca oameni care trebuie să dăm mărturie despre credința noastră. Nu ieșind în public și mărturisind într-un mod agresiv ceea ce ne credem. Ci atunci când Dumnezeu ne cere într-un mod discret, noi să ne recunoaștem ca ucenici ai Săi. Ucenici ai Săi, nedezicându-ne de Evanghelie și de practica Evangheliei până la urmă în viața noastră. Și acum vine cel de-al treilea moment, pe care l-aș numi încurajare. Încurajare de ce? Pentru că un astfel de itinerariu poate să se poate să aibă momente nu doar grele, ci foarte grele. Și exprimă lucrul acesta Evanghelia în partea finală. În ce sens? Că Domnul nu zice doar atât că unii vă vor calomnia, că unii vă vor judeca, că unii vă vor face rău, ci zice ai voștri, chiar și ai voștri. Adică frații și rudenile și prietenii, așa zice Domnul, chiar și ei se vor lepăda de voi. Aici cred că e un moment foarte greu. Pentru că când cel străin îți vrea rău, mai poți să înțelegi. Dacă cei ai casei îți vor răul, atunci e tare greu de înțeles. Omenește vorbind. E tare greu de primit. Și vedeți că orice lucru, și asta se întâmpla și pe vremea comunistă, dacă vrei să distrugi pe cineva, distruge-l dinăuntru. Din casa lui. Pentru că asta e maximul posibil. Și de aceea zice și Domnul că atunci va fi momentul cel mai greu. Când? Și cei ai casei, adică zice frații, rudenile și prietenii tăi, se vor lepăda de tine. Din ce motive? Poate de frică, poate din comoditate, poate sau poate. Putem să dăm și alte explicații. Dar oricum, e momentul cel mai greu. Și aici vine cuvântul de încurajare al Domnului. Nu vă temeți. Că niciun păr din capul vostru nu va cădea fără știrea mea. Asta ce înseamnă? Că nimic din ce se întâmplă în viața aceasta nu este fără știrea lui Dumnezeu și nu este și nu se întâmplă fără ca Dumnezeu însuși să fie lângă tine. Dacă El îngăduie să-ți cadă un fir de păr, adică să se întâmple ceva mic sau să se întâmple ceva mai mare, El este acolo cu tine. Asta înseamnă, sau asta indică o chemare la a ne încrede și la neîncredința Domnului. E foarte greu lucrul acesta. Mai ales într-o epocă în care suntem obsedați de control, de autocontrol. Adică noi să controlăm toate. Noi să știm cum să se întâmple lucrurile și noi să ne programăm lucrurile cum să se întâmple. E tare greu să facem exercițiul acesta de a ne încrede și cele din urmă de a ne și încredința lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești peste toate. Tu știi mai bine ce îmi folosește viața aceasta și cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Mă gândesc în sensul acesta, ca să înțelegem mai bine, că ar trebui să devenim asemenea copiilor care se încred și se încredințează părinților. Pentru că ei se simt prea mici ca să-și poarte grijă de ei înșiși și atunci le este foarte firesc și foarte la îndemână să se arunce în brațele părintelui și să se încreadă în el și mai mult, să se încredințeze cu toată ființa lor părintelui său și protecție pe care el poate să îi ofere, să le ofere. Așa cred că suntem chemați și noi în acest moment, înțelegând că până la urmă, tot ceea ce se întâmplă în viața aceasta este cu îngăduința lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu este departe de noi. Din momentul în care El a venit în lumea aceasta, El nu s-a mai dus departe de noi niciodată. Și El este împreună cu noi în tot ceea ce ne se întâmplă în viață.
Și felul acesta cred că ne-a mai vindecat și de autocontrolul acesta de care suntem obsedați și care de fapt nu-i face loc Domnului. Domnul este împreună cu noi și nimic nu ni se întâmplă în viață fără ca El să știe și fără ca El să ne fie alături. Și concluzia este foarte optimistă, concluzia Evangheliei. În felul acesta, zice Domnul, vă veți păstra sufletele voastre. Vă veți păstra sufletele voastre, le înțelegem în două moduri. Suflet înseamnă și viață, adică paradoxal, când te dăruiești lui Dumnezeu, viața începe să fie a ta, pentru că începi să gândești rațional, începi să te bucuri și începi să nu te mai temi la orice pas. Când te temi la orice pas, pentru că îți pui prea multă încredere în tine și când îți pui prea multă încredere în tine, nu reușești să gestionezi lucrurile, pentru că noi oamenii nu putem să ne calculăm viața. Oricât am vrea, nu putem. Și atunci se generează această frică care vine din imposibilitatea de a ne construi viața 100% așa cum am dorit noi. Și în momentul în care ne dăruim lui Dumnezeu, începem să ne eliberăm de aceste frici, începem să ne bucurăm de viață, începem să ne bucurăm de tot ceea ce ne dă Dumnezeu, ca unii care ne simțim protejați. Uitați-vă la copii. Ei se simt mereu bucuroși. De ce? Pentru că se simt protejați de părintele lor. Așa și noi, în felul acesta, când ne credem și ne credințăm lui Dumnezeu, ne simțim protejați și ne redobândim viața. Pentru că o viață în stres continuu, zic, generat de încrederea noi înșine și de dorința aceasta de autocontrol, nu este viață. În felul acesta, zice Domnul, vă redobândiți viața. Adică începeți să simțiți bucuria vieții. Iar în al doilea rând, în felul acesta, vă veți păstra sufletele voastre, exprimă ceea ce și se înțelege prin termenul suflet, adică mărturisind pe Hristos, încrezându-ne în El și încredințându-ne Lui, ne păstrăm sufletul, în sensul care viața noastră merge deodată cu viața lui Dumnezeu. Viața noastră este ascunsă în Hristos prin Duhul Sfânt, așa cum exprimă Sfântul Apostol Pavel. Viața noastră este ascunsă în Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Adică asta înseamnă că concluzia este evidentă. O viață fără de Hristos nu are nicio valoare. O viață împreună cu Hristos capătă valoare maximă. Chemarea așadar pe care o face Evanghelia de astăzi, conturând semnificația zilei liturgice, adică sărbătoarea Sfinților Martiri Năsăudeni, și zic, în general, condiția de mărturisitor și martir la care ne cheamă Domnul, Evanghelia ne învață în felul acesta care ar fi drumul creștinului în biserică și cum am putea să ne câștigăm viața pe de-o parte, iar pe de altă parte să ne mântuim sufletul. Și repet cele trei momente. Atenționare, feriți-vă de oameni răi, feriți-vă de conflicte. În al doilea rând, responsabilizare. Când Dumnezeu va îngădui momente mai grele, momente conflictuale, nu vă temeți să mărturisiți, pentru că eu vă voi da cuvânt, adică Domnul este Cel care ne însoțește și ne spune ce avem de făcut. Iar de al treilea rând, să nu ne tristăm, chiar dacă ne-ar părăsi toți. De ce? Pentru că nimic nu se întâmplă în viață fără ca Dumnezeu să știe, fără ca Dumnezeu să ne fie alături. Și în felul acesta ne câștigăm viața împreună cu Hristos și în Hristos. Amin.